Bak hadi mes. Cele mai multe au fost, nu anul ăsta, acum 2 ani, peste 80 de ani. Dar nu le țin numai la mine, pentru că mi le cer înapoi. Aia e toată problema. Au fost atunci, am avut 80 la expoziție. Strâng 20. Știu. Dar nu ți le dau de tot. Nu le dau de tot. Cât ai vrea, nu le dau. Pentru că le are de la trecut. Că eu știu că ea a adunat și le vinde. Da. Da. Și o să te zic. Sunt mutau modelele, se luau din Caiana Sibiului, deci dacă cineva vedea la o idee, un anumit model de casă de făcut. Uită băca, da, trecem de primărie încolo. A, ne întoarcem. Da, să-l sunem pe Cosmin să meargă cu dumneavoastră, da, 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 să rămână. Vină să, da, da, să vină să... Păi da. Cosmin, te duci tu cu dânsii la Iernărciuntea? Păcat că nu e... Să spune eu la mine, sau am eu, că la da, da, asta sunt o gândești, sunt o gândești la el. La el, da. Da, e și mărcine. Dragii mei, ziua bună! Domn primar, localitatea care păstrează tradițiile și, din păcate, dintre puținele, chiar din România, cum reușiți totuși?
Păstrăm tradițiile. Nu confundăm tradițiile cu alte obiceiuri împământenite în ultima perioadă. Și noi, la rândul nostru, respectăm tradiția și ne respectăm portul și obiceiurile prin ansamblurile de dansuri care le avem la nivelul localității. Avem 4 ansambluri de dansuri și un ansamblu de fleierași și reprezentăm cu mândrie tradițiile și obiceiurile noastre la toate nedeile unde suntem invitați, iar la rândul lor, prietenii și frații noștri ne cinstesc cu prezența dumnealor aici, la Vaideni. Ce părere aveți de pasiunea doamnei, care e de mulți ani? Deci, doamna este una din persoanele care totuși reușește să păstreze tradiția comunei, să aducă îmbunătățiri la costumele tradiționale care sunt tradiționale ale comunei Vaideni. Deci, e important că continuă tradiția la Vaideni. Este foarte important, pentru că dacă ar fi problema să nu continue, atunci tradiția s-ar termina. Ea încearcă să mai copteze alte persoane care să o ajute ca să aducă mai departe costumația comunei Vaideni. Am văzut și pe stradă oameni îmbrăcați în costum tradițional, lucru puțin întâlnit în alte localități. Da, deocamdată la noi se păstrează totuși tradiția. Oamenii încearcă să scoată în evidență portul popular și asta e un lucru foarte bun. Ziceți, o afacere pentru dânsa sau mai mult o pasiune? În primul rând e o pasiune care se poate transforma cu timpul și în afacere. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, de unde ați învățat meserie? Cine v-a învățat? Să știți că nevoia te învață. Eram în ansamblu folcloric Miorița de la vârsta de 4 ani și aveam foarte multe deplasări cu ansamblu și eram nevoiți să ne călcăm fustele, să ne aranjăm costumul și să avem o ținută impecabilă, pentru că la Vaideni ținuta este unul dintre lucrurile prioritare la costumul din Vaideni, prezența scenică și ținuta. De mult lucrați la o astfel de ieșire. Care e tehnica? Bănuiesc că nu singură faceți. Nu singură, că nu mai ai cum să faci față cerințelor. O ie se coase în maxim o lună jumătate, pentru că nu stai numai de ie să coși și nu poți să stai cu ochii numai în ac. Dar am ajutoare de nădejde, aș putea spune, foarte multe femei din sat mai practică lucrul acesta. Și atunci când am comenzi, obligatoriu apelez la dânsele și dânsele mă ajută. Și facem în așa fel ca să facem costumul complet. Una îmi coase iile, cealaltă îmi țeasă brățările, cealaltă îmi coase șurțele, eu fac fustele și plisajul fustelor, care nu este un lucru ușor. Și așa ansamblăm tot costumul pentru cerințele care, de fapt, sunt oameni din sat care vor, pentru că, spre uimirea noastră, și cei tineri, la sărbători, la nedei, vor să poarte costumul popular. Nu vă mai spun că s-a format un obicei prin căsătoria tinerilor la cununia civilă, tinerii se îmbracă în costum popular. Un lucru mare, nu? Un lucru mare și de admirat în zilele noastre. Cineva să vrea să fie în cea mai frumoasă zi din viața lui îmbrăcat în costum popular este ceva ce trebuie apreciat. Dumneavoastră, e mai mult o pasiune sau ești un pic de afacere? Le îmbinăm pe amândouă, pentru că asta este sursa mea de venit. Și spre fericirea mea este că încă sunt comenzi. Ați ales totuși să și promovați și ce nu faceți dumneavoastră, strângeți ii vechi? Da, colecționez ii vechi și încerc să scot în evidență costumul vechi din Vaideni, care nu era tocmai alb-negru. Costumul de zi era costum în culori, cămașa era cusută în culori. Nu foarte vii, pentru că Vaideniul prin costum are o anumită seriozitate. Deci nu țipătoare culori, nu. Culori calde, culori plăcute ochiului. Merge și la târguri, rentează așa ceva? Da, la târgurile tradiționale, deci care sunt pe profil meșteșugăresc. Clar, clar. Concurența cum e? Din partea chinezismelor, produsele de serie? Este, dar să știți că noi suntem
cine vrea să cumpere un lucru autentic și cunoaște, se uită foarte atent și vede care este un lucru de mână și care este un fake. De învățat? Aveți pe cine învăța? Spre rușinea mea, copiii mei nu prea vor să urmeze lucrul acesta, dar sunt tineri de la școală cărora le place. Am nepoți care le place să vină să vadă cum plisez, cum fac, cum... Tradiția continuă la Vaiden. Tradiția continuă. La Vaiden continuă. Și prin tradiții, și prin dansuri, și prin cântece. V-am spus, este uimitor să vezi copil în clasa 1 care vrea să vină să învețe să joace jocul popular din Vaiden. Mulțumim frumos!